Bună copii! Astăzi o să descoperim cum putem picta cu buretele forme realizate cu ajutorul șabloanelor. Veți avea nevoie de o foaie albă, un carton colorat, un cutter, bureței, un creion, o paletă, culori tempera sau acrilice și puțin scotch. Începem prin a contura cu creionul pe cartonul colorat forma unui animăluț. Eu desenez un pui mic de găină, pe care ulterior îl voi decupa cu grijă, folosind un cutter. În continuare, după ce am lipit cartonul decupat pe o foaie albă, umplem suprafața decupată cu cât mai multe culori aplicate cu buretele, acoperind toată forma puiului. Nouă ne-a plăcut jocul cu culorile, așa că vom continua să aplicăm culori cu buretele pe un al doilea carton din care am decupat o inimă. La final, detașăm cartonul de foaie și vom descoperi noi forme vesel colorate, numai bune de pus în ramă. Sper să vă distrați și voi pictând cât mai multe animăluțe, așa cum am făcut noi astăzi, iar dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne dați un like și să distribuiți tuturor prietenilor curioși să descopere noi tehnici. Mult spor la pictat!